veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Să continuăm studiul început referitor la certuri și alte fapte ale firii pământești asemănătoare și asimilate acesteia. Am amintit deja că în diferitele traduceri românești sau internaționale acești termeni apar ca și conflict, contradicție, polemică, gâlceavă, ostilitate, antipatie, altercație. Oamenii le schimbă în timp, limbile diferitor popoare evoluează, dar duhurile de ceartă rămân aceleași. Demonii, nu știu dacă în timp se perfecționează și ei, dar oricum Satana este suficient de rău, de la început este mincinos. Dacă între timp s-a mai specializat, asta nu știu exact, dar oricum, chiar dacă în popor se spune că diavolul nu este atât de negru, noi trebuie să spunem că chiar dacă e alb pe haine sau pe mănuși eventual, totuși negru este de tot diavolul. Și ceea ce vine de la el este întotdeauna rău. Haideți să amintim în scurt ceea ce am discutat. Am analizat mai întâi tipurile de certuri și am spus că, potrivit limbajului nou testamental, erau trei tipuri de certuri. Certurile între clasele sociale, între farisei, vameși, între tineri, între bătrâni. Sunt mereu motive de ceartă între acestea, apoi ceartă între națiuni, cum au evreii față de neamuri, neamurile față de evrei. Ceartă între religii, adeseori diavolul îi prinde în cursă pe unii discutând contradictoriu între baptiști și pentecostali. Sau ceartă între oameni, antagonismul de la om la om, chiar în sânul aceleiași familii, între soț-soție, care ar trebui să fie cea mai strânsă unitate. Am analizat de asemenea cauzele certurilor și acestea sunt în principal nebunia de vorbe, acei oameni care vorbesc fără rost, apoi poftele, de regulă lăcomia, mândria atunci când omul dorește să fie cineva sau să aibă ceva și altul a pus mâna, se va certa, sau dacă a pus el mâna și stăpânește pe nedrept, este o cauză de ceartă pentru alții la adresa lui. Am notat dușmănia, ura, atunci când nu iubești pe cineva, aștept doar ocazia să începi o discuție cu el. Și în final mânia, iuțimea, care fac pe om dintr-o dată să-și piardă cumpătul și să explodeze la vorbe sau alte acțiuni păcătoase. Am notat de asemenea ca și efecte a certurilor, măcar că par niște disensiuni banale între oameni, unii spun, dar toată lumea se ceartă. În primul rând, cearta este păcat și am amintit noi acel verset din Proverbe, capitolul 17, versetul 19. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Cearta nu este o simplă atitudine umană în a trata în anumit fel o problemă, ci este păcat. Este trecută pe lista faptelor firii pământești, a căror rezultat este iazul de foc și de pucioasă. Apoi am amintit și reamintim Iacov 3 cu 16, că cearta este mama păcatelor. Este scris aici și de asemenea în 1 Timotei capitolul 6, căci acolo unde este duh de ceartă, sunt tot felul de fapte rele. Ea dă naștere la multe alte păcate. De la o ceartă, oamenii pot să ajungă la o mânie, la o supărare dedurată, pot să ajungă chiar la crimă sau la alte fapte urâte. Și tot un efect al certurilor este faptul că orice slujbă am face, fie în casa Domnului, fie o binefacere în dreptul altora, ne pierdem răsplata. Chiar dacă postim și ne certăm, este nul, chiar dacă predicăm din duc de ceartă, Dumnezeu nu ne va răsplăti pentru aceasta și, ceea ce este și mai grav, în final ne vom pierde viața veșnică. Am amintit apoi că noi, ca și creștini, trebuie să abordăm cearta de pe alte principii decât cei de afară. Și am notat aici trei atitudini ale noastre. Nu fi gata de ceartă. Nu te amesteca într-o ceartă și apoi, dacă ești prins de cumva într-o ceartă, stopează-o, oprește-o, curmă-o, până nu se mai întețește și până când nu dă naștere și altor păcate. De asemenea, am spus că, potrivit cu ceea ce
scrie Iacov în 1 Corinteni 11 cu 16, dacă iubește cineva cearta de vorbe, se pare că sunt oameni care nu din greșeală se ceartă, și din plăcere, dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi, deci ca și conducere, spune Pavel, nu avem un astfel de obicei. Ia dacă nu veghem, poate să devină o rutină, un obicei al vieții noastre și orice problemă să o abordăm într-un duc de ceartă, în loc să o abordăm într-un duc de dragoste. Și nici bisericile lui Dumnezeu. Acolo unde este ceartă, spune Pavel corintenilor, voi sunteți firești și nu duhovnicești. Ori tratamentul care trebuie să-l aplicăm noi cu cei de afară chiar, dar mai întâi ajungem potrivit cu ceea ce scrie Petru, dragostea de frați și apoi iubirea de oameni, tratamentul este dat de Domnul Iisus în Matei capitolul 5, de la versetul 43, unde citim, să iubești pe robul tău și să urăști pe vrăjmașul tău, era o poruncă. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați, faceți bine. Ori, făcând bine, binecuvântând, nu poți să o faci asta certându-te, decât vorbindu-i cu pace, cu dragoste, sau cum spune Pavel, Romani, capitolul 12, versetul 17, întrucât nu urmăriți ce este bine înaintea tuturor și dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Doamne, ajută-ne! Precizăm apoi că pentru a fi evitate certurile, pentru a fi eliminate din cauze și a putea să viețuim cât mai ușor, cât mai convenabil, cât mai agreabil unii cu alții, este necesar să fie anumite reglementări, anumite legi și ele să fie respectate și aplicate. Sau nerespectarea lor să fie pedepsită ca atare. Atunci când, în timpul împăratului Solomon, două femei se certau și disputa lor a ajuns în fața împăratului, el, prin înțelepciune, a putut să rezolve acea problemă. Dragostea și înțelepciunea se pare că sunt cele mai de bază elemente care curmă, stopează și elimină cearta. Atunci când a fost o contradicție, o ceartă de vorbe aprinse, cum să fie, chiar la nivelul bisericii, citim în Fapte 15 că s-au dus la Ierusalim și au dat o hotărâre, așa să facem. Apoi au fost trimise scrisoarea în Antiohia, a venit Iuda și Sila și au întărit cele spuse, să rămână la înțelegere, ca să evite cearta. Cartea Proverbe ne spune 18:18, sorțul pune capăt neînțelegerilor. Pot să existe anumite reglementări, anumite legi, chiar să apelăm la sorți, ca să punem capăt certurilor pe o cale pașnică. În Vechiul Testament au fost lăsați judecători dintre leviți, iar Noul Testament spune Pavel Corinteni 1, capitolul 6, nu este nimeni dintre voi care să judece? Iar pentru ce nu se poate judeca, continuă Pavel acolo, de ce nu răbdați mai bine paguba? De aceea și în familie, și în biserică, și în societate, acolo unde există niște legi puse la punct, acolo unde ele se respectă și se urmărește respectarea lor, cearta este mai puțin întâlnită. Dar unde este haos, imaginați-vă dacă în circulație nu există reglementări, cine trebuie să cedeze, cine are prioritate, care e partea pe care circulă, ce s-ar întâmpla? S-ar ciocni, s-ar apuca șoferii la harță, dar eu am dreptate. Dar vine un polițist, le arată decretul de lege și i-am păcat. Reglementările, legile ajută ca să nu ne ciocnim și atunci când ne ciocnim să știe care să se dea înapoi, care are prioritate și care trebuie să cedeze. Și mai adăugăm doar că avem doi dușmani, dacă în biserică, spune Biblia în 2 Tesaloniceni 3 cu 15, să nu tratăm pe nimeni ca pe un vrăjmaș și să-i tratăm pe toți ca și prieteni, avem totuși doi dușmani și cu aceștia trebuie să fim atenți. Primul este diavolul și al doilea este lumea, nu în sensul de oameni, ci lumea în sensul de pofte, în sensul de păcate, în sensul de local și puterea celui rău. Să nu uităm și revin cu acest verset din Iuda, capitolul 1, versetul 9, Arhanghelul Mihail, ca una dintre cele mai mari puteri militare în univers, când se împotrivea diavolului și se certa cu el de la trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul, să te mustri. Pe demoni trebuie să îi certăm și să nu parlamentăm cu diavolul. Iar față de lume, trebuie să avem o poziție categorică, să fim vrăjmași cu lumea, nu cu oamenii,
dar în același timp să ne păstrăm, și aceasta este ușor dacă o facem pe prima, prietenia noastră cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute la toate acestea, amin. Am reamintit aceste principii și acum haideți să luăm scripturile în mână și începând cu Vechiul Testament și apoi continuând cu Noul Testament, să analizăm câteva exemple biblice și vom vedea că acolo unde s-au respectat principiile, unde oamenii au înțeles și le-au aplicat, cearta s-a rezolvat sau s-a oprit din fașă. Iar acolo unde oamenii n-au ținut cont, au ajuns la lucruri grave. Toate acestea, spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 10, că sunt scrise pentru noi, peste cei care au venit sfârșiturile viacurilor, în dreptul exemplelor negative să nu facem ca ei, iar în dreptul exemplelor pozitive să le urmăm credința. Domnul să ne ajute, amin. Mai întâi din Vechiul Testament, câteva exemple rele, capitolul 11 din Cartea Genesei, în aceste exemple, citim în versetul 7, haidem să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul le-a împrăștea de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. Rezultă clar din aceste două versete că oamenii au ajuns la conflict, la ceartă. Și ar putea cineva să dea vina pe Dumnezeu. Dumnezeu să dea vină că le-a încurcat limba, că altfel nu-i provoca la ceartă. Ei n-au avut ceartă, că de-aia au vrut să-și facă o casă comună, cum vor și oamenii acum. Dumnezeu a fost nevoit să recurgă la această metodă. Pentru că ei, datorită mândriei lor de a-și face un singur turn pe pământ, aceasta le-a cauzat problemele ulterioare. Dacă se unesc doi oameni și principiile lor nu sunt bune, se unesc să facă un rău, chiar o familie, dacă se unesc la ceva rău, să știți, cu vremea se vor certa. Prieteniile legate pe mijloace necinstite, cu scopuri negative și neclare, vor duce în final la ceartă. Și chiar Dumnezeu îi va lăsa duși în acea ceartă. Dar nu Dumnezeu se devine. Și principiul care au pornit ei, dacă ai pornit cu cineva să furi și în final vă certați că nu puteți să împăcați banii, este Dumnezeu de vină? Cine a fost de vină, Dumnezeu sau cei de la turnul Babel? Noi ne rugăm, Doamne, nu ne duce în ispită. Dar ei s-au dus singuri și Dumnezeu i-a lăsat. Și a trebuit să recurgă la aceasta. A fost nevoit Dumnezeu, ca și în alte dăți în Vechiul Testament, când în mijlocul unor tabere străine, care veneau și amenințau integritatea și independența Israelului, să-i facă Dumnezeu să mălcerească împreună. Cum? Dumnezeu îi pune să bate pe oameni împreună? Da, pentru că avea un scop greșit. Și atunci Dumnezeu i-a lăsat să se certe. Un al doilea exemplu, din Cartea Exodului, capitolul 2, versetul 13 și 14, doi evrei se certau împreună. A venit în ziua următoare și iată că doi evrei se certau, a zis celui ce n-avea dreptate, potrivit cu analiza lui Moise. Pentru ce lovești pe semenul tău, vedeți? Cearta naște bătaia. Și oamenii chiar au o vorbă murdară, îndrăznesc să spun între ei, că cearta fără bătaia nu-i bun. Asta probabil la diavol nu-i place dacă nu te și bați sau faci alte lucruri. A spus, pentru ce îl lovești? Și au zis răspunsul lui. Și omul acela, deci cel vinovat, a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Celor ce se ceartă și îndeosebi n-au dreptate, nu le place legea. Și judecătorii care pun capăt. A spus, de ce vrei să pui capăt certe mele? Lasă mai departe să mă desfășor. Nu cumva ai de gând să mă omor și pe mine? Cum ai omorât pe egipteanul acela? Și Moise a trebuit să se retragă. Nu avea încă autoritatea să poată face ceva. Vedeți, de multe ori te iei la ceartă și Biblia spune în Cartea Proverbelor, nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva nu știi pe unde o scos când te va lua o căre aproapele tău. Omul acesta avea duc de ceartă, dar nici măcar n-avea dreptate. Și se pare că era mai înfocat ca cel care poate avea o aparentă dreptate. Și de multe ori, spune Exod 23:2, să nu te iei după mulțime, că uneori cei mai gălăjioși sunt cei mai vinovați. Căci merg pe diptonul, că cea mai bună armă de apărare e atacul. Și cineva spunea că după mulțimea proptelelor poți să cunoști slăbiciunea unui gard. Când cineva face multă gălăgie, cine se scuză, de regulă se acuză. Și să nu fim înduși în eroare, să judecăm drept. Amin. Exemplul 3, Exod 17:7. Poporul a ajuns în peripețiile pustiei și în necazurile de acolo. Și nu aveau apă, au ajuns la Meriba. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă. Există înainte de ceartă o ispită la care dacă nu faci față, cazi.
Căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, oare este Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Să nu credeți că și toți, așa dintr-o dată, ca și cum le-ai dat tonul la cor, au început să spună, nu este Domnul și nu este sete. Au început să discute într-un contradictoriu. Și aceste certuri sunt și astăzi printre noi. N-avem cutare, n-avem cutare. Stați cu minți. Nu vă certați că facem păcat. Și noi n-avem în fruntea noastră un Moise să dea cu toiagul în stâncă să mai curgă apă sau lapte și miere și să ne rezolv problemele. Să ne certăm până vine Domnul și ne găsește Domnul așa. Așa e prin pustia acestui pământ. Astea nu sunt motive de ceartă. Pentru cine înțelege. 4, Levitic 24. Avem aici o situație când fiul unei femei izraelite, 24:10, și a unui bărbat egiptean, deci un copil dintr-o căsătorie mixtă, venit în mijlocul copilului lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat izraelit. Fiul femeii izraelite a hulit și a blestemat numele lui Dumnezeu. De regulă în ceartă intervin în jurăturile. Și oamenii încep să spună ce n-au învățat. Dar diavolul le pune pe buze ca și Duhul Domnului la cei care se roagă sau după ce cântă. Așa, așa te inspiră și diavolul dacă te lași dus. Numai că acea biserică, acea adunare de acolo a fost pe poziție, l-au dus la Moise și l-au aruncat în temniță până va spune Moise ce va porunci Domnul. Și au zis ce a spus Domnul pentru o ceartă cu înjurături. Scoate din tabără pe cel ce a hulit, toți și ce l-au auzit să-și pună mâinile pe capul lui, toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Pentru o ceartă cu înjurături. E pedeapsa capitală. Dar a mai lăsat Dumnezeu din preț între timp? Nici vorbă. Pentru același păcat, pedeapsa este aceeași. În Vechiul Testament erau condamnate cu moarte anumite păcate, dar dacă întoarcem paginile până la sfârșit, în Apocalipsă găsim reluate aceleași păcate, cu aceeași pedeapsă. Și încă mai mare, în Vechiul Testament îi omora. Dar în Noul Testament e scris cu atât mai mult, spune Cartea Evreilor, și ne făcea vinovat de o lege dată prin îngeri. Dar noi, când ne facem vinovați de o lege dată prin Fiul, o pedeapsă cu atât mai mare, probabil un număr mai mare de lovituri potrivit cu ceea ce spunea Domnul în Evanghelie. Și un ultim exemplu negativ din Vechiul Testament, 2 Samuel, capitolul 13. Avem aici un om afectat de adultere, vorba de Amnon, a ținut neapărat să intre Tamar la el. Și în final, citim doar versetul 15, apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. I-a zis, scoală-te și du-te. Ea a zis, nu mai mare rău pe care l-ai făcut izgonându-mă. El n-a vrut să o asculte, a chemat băiatul care îi și a zis, izgonește-te la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. Am întâlnit acest caz pentru tineri. De multe ori sunt unii mânați de poftele firii pământești, sub pretext de dragoste, și în final, după acea pseudo-dragoste, apare cearta. Apare cearta și cel căruia te-ai dăruit și ți s-a părut că îți va promite paradisul și ți-l va aduce în familie, te izgonește afară în urma certei. Fiți bine încredințați asupra ceea ce faceți, ca nu în urmă să regretați și într-un moment de slăbiciune să vă pierdeți toată viața apoi în urmă. Nu vă lăsați duși în eroare de aparențe. Haideți acum din Vechiul Testament, ca să nu spunem că în Vechiul Testament au fost oameni care s-au certat și au dovedit că sunt răi, să analizăm și câteva cazuri bune, 4 la număr. Geneza, capitolul 13, și de fapt aici avem o dublă față. E vorba de Avram și Lot, sau mai bine zis de slujitorii lui Avram, slujitorul lui Lot, dar rezolvată de aceștia doi împreună. 13:6. Și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot, cauza cea amintită, lăcomia, multă avere. Cananiții și feriții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine. Auziți, nu i-a poruncit, spus, îți poruncesc să pleci sau îți spun neapărat să rezolv problema. A spus, te rog, ca și Pavel, că scrie în Filimon, măcar că aș putea să-ți poruncesc, dar eu te rog de data asta. Să nu fie ceartă între noi. Numai, știți cum? Foarte mult spun, eu nu vreau să fie ceartă, dar el nu cedă. Tu nu vrei să fie ceartă, dar nu vrei nici să cedai atunci. Cine vrei să rezolve? Deci, indirect, vrei să spui că neapărat trebuie să cedeze celălalt, nu? Și
Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă tu apuci la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă tu apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga. Este unul dintre cele mai frumoase exemple din Biblie. Măcar că avea atâtea aturi în plus, să spună, sunt mai bătrân. Mie mi-a făgăduit Dumnezeu țara asta, nu ție. Am prorocie, Dumnezeu mi-a spus. Am documentele aici la mână, tot ce vrei. Spune-te, dacă tu alegi asta, eu rămân cu asta. Și aminteam că noi când abandonăm o ceartă, nu suntem niște lași și noi nu ne mai susținem cauza, așa că renunțăm. Noi nu ne mai susținem și ne abonăm avocat pe Dumnezeu care El ne-o susține. Cine a câștigat Cananul? Avram sau Lot? Păi l-a câștigat Avram și urmașii lui și bietul Lot, moabiții și amoniții. Undeva și-a pierdut cu tot ce a avut. Cine renunță, câștigă. Și cine nu renunță, pierde, spunea Domnul Iisus. Cine vrea să-și câștige viața, o va pierde. Astea sunt principiile lui Dumnezeu. Când un împărat al lui Iuda a plătit 100.000 din regatul de nord să meargă la război, a spus Dumnezeu, trimite-i acasă pe fiii lui Efraim, că Domnul nu-i cu ăștia. Dar uite cât le-am plătit. A spus, Domnul, poți să-ți dea mai mult. Cine lea în calcul pe Dumnezeu când e vorba de o dispută, poate să renunțe la gândul că Dumnezeu subvenționează apoi și el recuperează paguba. Este ca și când într-o familie se ceartă doi copii și unul a pus mâna pe ceva, știi? Și-a luat amândouă bomboane. Și el a plânge, uite, mi l-a luat. Și tati spune, lasă-le, mă, ți-ți dau trei. Așa face și Dumnezeu uneori. Și Lot și-a ridicat ochii, a văzut că câmpia era bine udată și și-a ales. Un al doilea exemplu, Geneza 26, tot de la lăcomie. Acum un pocăit cu un nepocăit, se ceartă de la avere. Și nepocăitul a început cearta. 26:18. Isaac a săpat fântânile pe care le astupaseră filistenii ale tatălui său. 20. Păstorul din Gherar s-au certat. Cei de afară au provocat cearta. Cu păstorul lui Isaac zicând, apa este a noastră. Și a pus fântânii numele Esec pentru că se certaseră cu el. Apoi a săpat altă fântână pentru care iară se făcu gălceapă. De aceea au numit-o Sitna. În urmă s-a mutat de acolo. Și a săpat o altă fântână pentru care nu s-au mai certat și a numit-o Rehobot, că te-a zis el, Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. Vedeți, filistenii au provocat cearta și Isaac, când a văzut că nu merge altfel, 22, s-a mutat de acolo. S-a mutat de acolo și credeți că nu mai fost apă în altă parte? Și a săpat o altă fântână și a numit-o Rehobot. Și Domnul ne-a dat harul să ne putem lărgi. De multe ori este îngăduit o ceartă și unii chiar te scot din moștenirea ta ca să-ți dea o altă moștenire mai bună. Istoria aceasta se poate repeta. Dar Isaac a procedat foarte frumos și finalul știți care a fost? Versetul 25. Isaac a stat acolo un altar și a chemat numele Domnului. Lângă care fântână o zis altarul? Lângă aia cu ceartă sau lângă aia altă? Păi după ce s-a mutat de la aia cu ceartă, acolo n-avea rost să se roage. După ce s-a mutat a zis un altar. Și versetul 26, a venit la ei și a spus, pentru ce veniți la mine? Voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi. Se pare că a mutat într-un fel izgonit. Poate nu cu forță, dar așa cum a văzut Iacob, cum nații lui nu prea priveau bine la el. Pentru ce veniți? Și i-a spus, vedem lămurit că Domnul este cu... Da, vedeți, Domnul s-a mutat, n-a rămas acolo lângă fântâna. Domnul s-a mutat cu el la altă parte. Să facem un jurământ ca să fie pace între noi. Cei care au venit cu ceartă, dacă au văzut că n-au cu cine să certa, în urmă zic, hai să facem o legământ de pace. Cu tine nu-i cazul să ne certăm, n-avem cu cine. Doamne, ajută-ne cam așa să pățim cu vecinii noștri. Să fie conștienți că au de-a face cu niște oameni care se roagă lui Dumnezeu, care slujesc lui Dumnezeu, cu un om ca Isaac, despre care Dumnezeu nu a fost rușine să numească printre altele și Dumnezeul lui Isaac. Un om care nu se ceartă pentru o fântână, că știe că Domnul poate să dea altă fântână. Și acolo Domnul a fost cu el. Deschidem al treilea caz, Judecător, capitolul 8:1, bărbații de Efraim au zis lui Gideon. Ce înseamnă felul acesta de purtare față de noi? Ești vinovat! Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupți cu Madian? Și au avut o mare ceartă cu el. Gideon a răspuns, ce am făcut eu pe lângă voi? Putea să le spună Gideon, dar eu am fost cel mai mic din casa lui Manase. Dar n-ați putut să vă bateți cu Madian până acum, că doar... Străbunicul nostru l-a pus pe Efraim înaintea lui Manase. De ce nu v-ați dus? Că voi ați fost primii. Lor nu le-a fost de război, lor le-a fost de savurat victoria. După ce au venit de la război, s-au văzut câștigată, mă știu că e împărțirea la pradă. De ce nu ne-a chemat și pe noi? Dar Gedeon nu a spus așa.
Versetul 2, auziți, e frumos, se înțelepțește, pune problema. Gedeon a răspuns, ce am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinilor rămas în via lui Efraim decât culesul întregii via lui Ebezer? În mâinile voastre da Dumnezeu pe căpetenii lui Madian, Oreb și Zeb. Ce am putut face eu deci pe lângă voi? După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia. O vorbă aspră, ațâță mânia, un răspuns blând, o potolește. A fost înțelept Gedeon. Se pare că pe lângă că a fost viteaz, m-a avut și această calitate. Atunci când cineva te înfruntă și spune, auzi, dar tu? Dar ce ai făcut tu? Dar noi cât am făcut? Dacă o să te înfuri și tu să spui voi, dar nu știți voi cât am lucrat eu la biserică, cât am făcut eu pentru casa asta, pentru copiii ăștia, spune, e adevărat. Păi, ce am lucrat eu de-abia la mine cu decimale la urmă, la voi ceva cu miile, știi? Saul tare s-a deranjat, auzi, la David îi dau mii și mie numai sute? Da? De ce nu se mulțumea și cu atât? Dacă se mulțumea cu sutele lui, atunci nu se certa cu David, el a vrut neapărat miile, dar Gedeon a fost un om înțeles. Spus, voi ați bătut miile, măi, eu am rămas cu sute. A dat un răspuns înțelept, s-a potolit cearta, dar putea să procedeze altfel, pentru că doar el era tare în țară. Și dacă era vorba de un sondaj de popularitate după ce a bătut 120.000 cu 300 de oameni, păi imediat îi ducea pe ăștia cum a făcut Iefta, spune Sibolet, no? Capul jos. Dar Gedeon n-a făcut așa. A știut să dea un răspuns blând. Și să mai notăm doar cazul lui David, 1 Samuel capitolul 24, în cearta lui cu Saul, dacă o putem numi ceartă, versetul 10, discută David cu Saul. Dar David îl are la mână. Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse azi în mâinile mele. Oamenii mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe unsul Domnului. Uite, părinte, uitați, nu numai că David nu l-a omorât sau că nu i-a pricinuit o altă pierdere, dar a vorbit cu el politic, o să spun, uite, părinte, colțul hainei tale. Măi, dar de unde am avut David atâtea resurse? Eu cred că numai de la Dumnezeu. După atâtea șicane, după atâta urmărire cât a avut Saul pentru el, după cât rău i-a făcut. David spune, asta e o problemă care Domnul mi-o rezolvă. Și a și rezolvat-o Domnul. Întoarcem în a doua carte lui Samuel, capitolul 22, versetul 1. David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări după ce l-a izbăvit Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. Cum trebuia să cânte David dacă el se izbăvea? Eu l-am învins pe Saul, dar el a înălțat dreapta Domnului și a spus, Domnul mi-a izbăvit. Domnul a lucrat pentru mine. Doamne, ajută-ne și nouă să credem în rezolvarea care Tu o dai, în izbăvirile care vin de la Tine. Să trecem acum în Noul Testament, trei exemple negative mai întâi și apoi trei pozitive. Deci acestea fac parte din viața bisericii. Luca, capitolul 22, versetul 24, între apostoli s-a iscat o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Uitați, nu numai că așa s-au bătut apropouri, îl propunem pe cutare, îl acceptăm pe cutare, s-au certat, numai că Biblia nu-i făcută să redea dialogul ăla, cum s-au certat ei, că asta nu e o cinste. Dar s-au certat efectiv, care să fie cel mai mare? Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc, dă numele binefăcător. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Doamne, ajută-ne! Cineva spunea că dacă te crezi șef, de bună seamă nu mai ai nevoie de altul lângă tine. Dar dacă te crezi slugă, păi mai ai nevoie de unul să te ajute, nu? Oricine crede că slujește, vrea să fie ajutat. Oricine crede că conduce, vrea să fie lăsat singur. Asta în orice slujbă am fi și oriunde. Certuri de genul acesta nu sunt autorizate și nici indicate. Și Domnul nici n-a putut să rezolve nimic și a lăsat pe toți la unison. Al doilea exemplu negativ, fapte 23:9. Aici avem o ceartă între două culte, 23:6. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare au saducheii, iar alta farisie, a strigat în plin sobor. Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina deci din vinea morților sunt dat în judecată. Când ați vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saducheii și adunarea s-a dezbinat.
Că saducheii zic că nu e nici înviere, nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă, în versetul 9, s-a făcut o mare zarbă și câțiva cărturari s-au sculat în picioare și au început o ceartă aprinsă. De multe ori aceste certuri se desfășoară chiar între cultele neoprotestante. Nu uitați, fariseii erau una dintre cele mai înguste partide în vremea lor, este drept, saducheii erau mai liberali, dar au început să se certe. Dar noi știm că nu erau pocăiți nici unii, nici alții. Și nu erau pocăiți încă de tot nici apostolii, că s-au certat care să fie cel mai mare. Și luăm al treilea exemplu negativ, că se leagă foarte bine de acest. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 11. În Corint erau frecvent asemenea probleme. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Alcloe, că între voi sunt certuri, 3-3. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești? Și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, sunt al lui Pavel, eu stau Apollo, eu sunt al lui Chifa, nu sunteți voi oameni de lume? Cum noi oameni de lume că noi ziceți că suntem al lui Pavel? Nu oricine zice, Doamne, Doamne, poți să zici că și ești al lui Dumnezeu, nu numai al lui Pavel, dacă nu ești și nu dai dovadă că ești măcar al lui Pavel. Și de ce nu în primul rând al lui Dumnezeu? Cine e Pavel? Cine e Apollo? Aceste lucruri și cu cei de afară trebuie să le tratăm ca atare. Robul Domnului nu trebuie să certe, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, spune Pavel în Timotei 2:24-25, în nădejdea că ceartă și altare, că atunci sigur se pocăie. Nu se pocăiește când vede ceartă. Să nu cădem în asemenea discuții contradictorii și să ne dovedim că suntem de firești. Cu blândețe. Fiți gata, spune Petru, să dați oricui socoteală de nădejdea care îmi voi da, dar cu? Cu un duc de ceartă așa. Cu blândețe și teamă. Atunci sunt șanse să câștigăm pe cineva. Spunea Domnul, câte am eu de osândit în voi, da? Pentru asta am venit. Am cercat altfel să vă câștig. Doamne, ajută-ne. Că dacă nu, o să ne înviască ceilalți. Și o să spună, bine, bine, fraților, voi pretindeți Duhul, dar dovediți-ne că sunteți duhovnicești. Că dacă nu știți cu cine vine, păi sunteți ca și cei din Corint. Și unii s-au lecuit, dar unii nu. Citim 2 Corinteni 12:20. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea, după ce le-a scris prima epistolă și se pare că între prima și a doua a mai fost încă o epistolă care s-a pierdut, să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-aș vrea să fiți, să fiu. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfel, îngâmpări, tulburări. Chestii de-aștia între oamenii firești. Că sora aia a privit-o așa, că fratele la nou n-a spus altceva. Dacă vrei să ne certăm, să ne bârfim, să ne clevetim, apoi motive sunt și în felul după cum ai stat pe bancă și unde ai ținut Biblia și cum te-ai uitat. Dar asta înseamnă să umblăm în dragoste? Sau asta înseamnă că suntem niște oameni firești și nu vedem decât ce e rău? Dacă ochiul tău este rău, spunea Domnul Iisus, tot e rău. Și dacă limba așa e un venin de moarte, atunci ce mai faci? Dar să încheiem frumos, pentru că Domnul a avut și are întotdeauna și exemple pozitive și foarte frumoase. În Noul Testament, trei cazuri. Ioan Botezătorul, capitolul 3, Evanghelia după Ioan, îl prezintă pe acesta atunci când, versetul 25, între ucenicii lui Ioan, între adepții tăi, cei din biserica ta, și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curăție. Un anumit aspect legat de legea lor, au venit deci la Ioan și au zis, învățătorule, și el cerea cu tine dincolo de Iordan și despre care mărturisitul îi botează mai mulți. Drept răspuns Ioan le-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Trebuie ca el să crească, versetul 30, iar eu să mă micșorez. Ce frumos a pus Ioan problema. Al doilea exemplu, foarte frumos, al Domnului Iisus, Marcu capitolul 8. Citim de la versetul 11. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Erau porniți, au venit cu lecția de acasă. Și ca să-l pună la încercare, au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în Duhul lui și a zis, pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamul acesta nu-i se va da deloc al semn. Apoi i-a lăsat și a intrat în corabie.
Când vine cineva așa pornit și pus pe ceartă, auziți cum s-a comportat Iisus? A suspinat atunci și a spus, ce vreau ăștia? I-a lăsat și a intrat în corabie. Când vine cineva pornit pe ceartă, auzi, lasă-l, du-te în corabia ta, du-te în odăița ta, du-te acolo, nu sta să aibă cu cine parlamenta, uneori nu este cazul, i-a lăsat și a plecat. Și așa i-a învățat și pe ucenici, când a fost vorba de farisei, a spus, lăsați-i în pace, că-s niște călăuze oarbe, lăsați-i în pace, că ei nu vă lasă. Dacă ne-ar lăsa ăștia, bine ar fi. Dar ăștia nu te lasă, știi, câte unul care are duc de ceartă și spui că te grăbești și dai mâna cu el și faci semne că pleci, dar vine după tine până la 3 porți mai încolo. El nu te lasă, numai tu eventual dacă îl poți lăsa să te scuturi de el. Care are duc de ceartă, el nu te lasă. Sau poate ați văzut, spune cineva că se grăbește, dar când este vorba de se deschide apetitul la ceartă, nu se mai grăbește, nu mai are nici de lucru și nu mai pleacă nicăieri. Că deja e la el acasă. Dar pe aceștia trebuie să lăsăm, este exemplu frumos al Domnului Iisus. Și de asemenea, în Matei, capitolul 12, versetul 19, spunea profetul despre Domnul, el nu se va lua la ceartă, nici nu va strega și nimeni nu îi va auzi glasul pe ulițe. O manifestare a certei este această strigare și adăugăm Efeseni, capitolul 4, versetul 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Inclusiv strigarea. Doamne, ajută-ne! Să se spună și despre noi, el nu strigă, nu l-am auzit certându-se, dacă mi-este cerți, n-ai cu cine, nu colaborează. Avem un alt exemplu diferit puțin, e vorba de martirul Ștefanul, din cei 7 diaconi, fapte 6:9. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirenenilor și a alexandrinilor, știți, ca și cum a zis, din ăștia câte culte s-au născut acum așa după ploaie, știți, împreună cu niște iudei, adică din aia mai vechi, știți, din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, auziți? Și ce conferințe multiconfesionale au fost aici. Dar nu puteau să stea împotrivă înțelepciunii și Duhului cu care vorbea. Sunt situații când Dumnezeu spune în gură, dar asta presupune o tărie, o putere în Duh și o înțelepciune aparte, când le închizi gura vrășmașilor și ei rămân fără cuvânt. Atunci când vezi că nu birui, n-ai putere, nu ți se dau cuvintele și te cerți așa, tu spui, ei spun, lasă-i în pace. Dar sunt situații în care uneori îți dă cuvânt, se înfrunzi pe diavol. Atunci fă-o cu putere, dar cu dragoste. Doamne, ajută-ne! Și dacă este cazul, îmbracă-i cu putere pe acești Ștefani. Dar nu uitați, în urmă poate vine martirajul așa, se răzbună ăștia, ei de față trebuie să tacă, dar în urmă poate se răzbună. Și de ce nu să mă amintim acel caz din Fapte, capitolul 15, la care ne-am referit deja atunci când a apărut o dispută la nivel de mai multe biserici. Ca și cum ar fi una din problemele apărute recent după Revoluție, să zicem. Bisericile s-au confruntat cu probleme noi. 15:1, câțiva oameni veniți din Iudeia, câțiva oameni veniți din Occident, învățau pe frați și ziceau, dacă nu stăteați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât, câțiva dintre ei se sui la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Au ajuns acolo, au tratat problema și apoi ce frumos este scris în versetul 24. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare, v-au tulburat prin vorbiri, v-au zdruncinat sufletele, zicând așa și așa. Noi ne-am adunat cu toții la oaltă, auzi frumos, cu un gând, am găsit cu cale următoarele. Spus ei, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă să rezolvăm această problemă și versetul 27 am trimis dar pe Iuda, pe Sila, care vor spune prin viu grai aceste lucruri. Doamne, ajută-ne să putem rezolva cu bine toate aceste probleme. Să ne ferim de ceartă și în al doilea rând să-i lăsăm în grija lui Dumnezeu problemele acestea care noi firește am fi tentat să le rezolvăm prin ceartă.
În Roman, capitolul 13, versetul 11 la 13, este scris și e foarte valabil pentru vremea noastră. Și aceasta cu cât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Versetul 13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii, nu în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Venirea Domnului nu se așteaptă în certuri și nici în pismă. Dacă aceste lucruri vin, dacă aceste duhuri de ceartă ne cercetează, adăugăm un cuvânt din Filipeni, capitolul 2, versetul 3, nu faceți nimic din duh de ceartă. Spune psalmistul, am stamut în tăcere cât a stat ce rău înaintea mea, psalmul 39. Vor veni, frați și surori, duhuri de ceartă în biserică, în familie, între dumneavoastră și cei de afară. Și spune mai sus, versetul 1 și 2 din Filipeni 1 și 2. Dacă este vreo îndemnare, vreo mânghire, adică dacă aveți vreun îndemn bun, versetul 2, faceți, treceți în aplicarea lui. Dar versetul 3 spune, dacă aveți vreun îndemn de ăsta rău, nu faceți nimic. Nu te gărbi să te iei la ceartă, amână cearta, nu fă nimic din astea. Căci dacă vom face, este scris tot în Roman, capitolul 2, care e finalul celor două categorii de oameni, care se ceartă și care nu se ceartă. Versetul 7, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine, ai făcut binele până aici, nu te opri, stăruie mai departe. Cine e sfânt, să se sfințească mai departe. Caută slava, cinstea, nemurire. Și va da mâhnie, mânie și urgie celor din duh de gâlceavă. Cu aceasta începe. Se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Oricum, spunea Domnul Iisus, cel de-al doilea lucru, că l-amintim în final, Luca, capitolul 18, versetul 7, în loc să te cerți, sfatul biblic pentru creștini este acesta, nu te certa și adu orice lucru, mic sau mare, orice problemă la cunoștința lui Dumnezeu. Versetul 7, Luca 18, și Dumnezeu nu va face dreptate leșilor săi care se ceartă zi și noapte, care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei. Acum fericim pe cei trufa și vremea lor. Ei se ceartă, sunt cu capul pe sus și noi stăm și abandonăm și renunțăm, dar în final vom primi, nu de la oameni, ci de la Dumnezeu care are milă. Reamintesc, noi trebuie să fim gata nu pentru ceartă, nu pentru păcate, ci pentru slujbă. Psalmul 108 cu versetul 1 scrie, gata mi este inima să cânte Dumnezeule. Iar noi citeam din Cartea Proverbelor, nu fi gata de ceartă. Din acest moment să ținem cont de îndemnul lui Iosif, printre altele, Geneza, capitolul 45, versetul 24. Apoi a dat drumul fraților săi și le-a zis să nu vă certați pe drum. Câte motive de ceartă aveau ei? Putea Ruben să spună, măi, știți că eu am vrut să o salvez? Putea Iuda să spună, ba, ideea mea a fost mai bună, că uite ce s-a născut. Și puteau să spună Simon, dar pe mine ce m-a lăsat în închisoare? Dar puteau să certe, de ce n-am căutat în saci? Dar puteau să certe, acum eu merit primul să mă duc să spun la tata la Iacob ce-a făcut Iosif. Puteau să spună, eu nu m-am fost implicat în vânzarea lui Iosif. Pe mine când mă duc în Egipt, îi spun să mă premieze. Dacă vreți motive de ceartă, câte aveau ăștia? Noi avem mai multe, sigur, suntem mai mulți. Și diavolul e mai pornit acum. Dar Iosif al nostru, Domnul Iisus, că prin el am fost salvați, ne îndeamnă să nu ne certăm pe drum către împărăția sa și să mergem în pace. Căci nu cei ce se ceartă și făcătorii de pace vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, Domnul să mustre toate duhurile de ceartă și să ne dea putere în numele lui să călcăm peste șer, peste pui de năpârci și să trăim în pace. Și spune Petru, 2 Petru 3 cu 14, ce fel de oameni trebuie să fim noi așteptând și grăbim ideea lui, să fim găsiți fără vină și în pace. Doamne ajută-ne, amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.